sigur, mi-am petrecut viața în cea mai mare parte și copilăria la București, însă verile mergeam la Câmpul Lung Mușcel. Bunicul meu era din Câmpul Lung Mușcel, se stabilise de foarte tânăr la București, însă acolo mai trăia sora lui, care avea o casă mare, frumoasă, bine închiriată în cea mai mare parte, dar ne găseam și noi un loc ușor să stăm acolo vara. Deci toate verile, de când m-am născut aproape, fiindcă după faimosul bombardament, familia mea s-a refugiat la Câmpul Lung. Deci eu am copilărit, dacă pot să spun așa, de când aveam două luni și jumătate, și încă o jumătate de an după aceea, până s-au mai liniștit puțin lucrurile, a fost primul sejur la Câmpul Lung și apoi toate verile, 2-3 luni, până când am împlinit 22-23 de ani și, mă rog, a murit sora bunicului, s-a vândut și casa și s-a terminat povestea cu Câmpul Lung. Însă m-a marcat Câmpul Lungul și ca peisaj, am făcut o mulțime de plimbări, de excursii pe munți, eram pasionat de munte în adolescență și în prima tinerețe. Și în același timp era casa asta, o casă mare, frumoasă. Am scris aici, ca să dau o puțină bibliografie, o carte pe care am făcut-o împreună cu un fost student și doctorand de-al meu, Eugen Stancu, îi spune istoriile mele, în care am povestit cariera mea, inclusiv începând din copilărie, sunt și ilustrații acolo. Și era o atmosferă, casa asta avea un pod și o mansardă, erau imense, cum să spun, și sora bunicului meu nu arunca nimic, toate se adunau acolo. Era o grămadă de obiecte, erau și cărți, reviste, almanacuri, toate de pe la 1900, din preajma Primului Război Mondial sau din perioada interbelică. Și cred că astea m-au marcat ca imbold, eu știu, și preocupare și dragostea, spune, pentru perioada respectivă, la bel epoc. Cam ăsta a rămas punctul meu de observație din istorie. Părinții cu ce se ocupau? Deci părinții mei, hai mai întâi să vorbesc și de originile puțin mai îndepărtate. Am scris în cartea la care mă refeream sau am vorbit despre ele în istoriile mele. Deci mama mea este de origine italiană. Sunt italieni care au venit în România, că nici nu exista România, deci în Valahia, în Țara Românească, pe la 1850. Au venit, deci cei din partea bunicului, bunicul și tatăl bunicului meu matern, au venit de la Predazzo, asta e nordul extrem, ca să spun așa, al Italiei astăzi, atunci era în monarhia, în Imperiul Habsburgic, în Tirolul austriac, acum e în Trentino, în provincia nordică a Italiei, e Predazzo, un oraș de munte de acolo, erau antreprenori de drumuri. Deci când au început să se construiască drumul în România, în perioada asta de primă modernizare a societății românești, mijlocul secolului al XIX-lea, au venit și destul de mulți italieni. Erau specializați italieni, specialiști încă din vremea Imperiului Roman, în drumuri, în zidărie, în piatră, cum să spun. Deci erau, începând cu antreprenorii sau inginerii, și mergând până la, veneau cu echipa întreagă și cu muncitorii italieni care s-au stabilit. Mulți dintre ei au rămas în România, s-au stabilit la Câmpul Lung sau prin satele din jurul Câmpul Lungului. Familia bunicului meu a rămas la Câmpul Lung, deci și bunicul lui și tatălui au fost antreprenori până spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Bunicul meu a venit la București, a făcut cu totul altă carieră, a fost profesor. O familie care prin bunicul meu mai ales s-a românizat, aș spune, complet, deși bunicul meu s-a căsătorit tot cu o italiancă, Francesca Navara, bunicul se numea Morandini, o familie venită spre sfârșitul secolului al XIX-lea, tatăl ei a fost inginer de drumuri și poduri, deci tot cam același profil, să spunem. Bun, s-au căsătorit, dar încă o dată, în perioada interbelică, în casa mea, adică în casa bunicului, s-a vorbit prin voința lui, el a fost un mare patriot român până la urmă, s-a vorbit strict românește. Așa că mama mea, italiancă 100% prin sânge, ca să zic așa, bun, deja
cât se poate de româncă prin limba vorbită în casă și prin cultura primită în general. Mama mea a făcut studii de litere, a lucrat, deci s-a specializat în literatura română veche, deci asta s-a întâmplat chiar în perioada războiului, a fost ea studentă începând din 39, de fapt, și până prin 43. A lucrat cu Cartojan, marele specialist în literatură veche, ar fi urmat să-și facă un doctorat cu Cartojan, dar timpurile s-au schimbat și nu și l-a mai făcut. Însă a lucrat apoi multă vreme la arhivele statului, se specializase în literatură română veche, dar încă și mai precis în deșifrarea documentelor chirilice. Era o mare cunoscătoare de scriere chirilică și la Biblioteca Academiei, la secția de manuscrise, printre diverse slujbe pe care le-a avut.